Am avut o primă repriză din punctul meu de vedere excelentă, am controlat jocul, am luat un gol cum l-am luat, ați văzut și dumneavoastră, trebuia să fie undeva la 3-4-0 pentru noi, în schimb a fost 1-0 pentru adversari. A doua repriză am încercat, n-am mai avut prospețime, n-am mai putut și ne-am mai dat un gol și asta a fost. Ce să... O echipă nu rea, o echipă ok, cred că alături de care ne vom bate pentru salvarea de la retrogradare. Un punct din primele 4 etape, din 12 posibile, nu este mult prea puțin? E puțin, dar trebuie să dăm dovadă de că rămânem pozitivi și să încercăm să facem lucruri bune pe viitor. Ne așteaptă două meciuri infernale, din care trebuie să încercăm să scoatem maxim. Dacă băieții vor păstra o atitudine pozitivă și vom fi motivați, cred că vom putea face față oricărui adversar, pentru că media și etapa trecută nu ne-a surprins deloc, o echipă foarte, foarte bună, care s-a văzut că etapa asta a făcut egală cu Steaua. Ce se întâmplă totuși la Bistrița? Care este situația? Am înțeles că sunt probleme extrem de mari cu banii. Nu pot să vă spun nimic despre subiectul ăsta, pentru că eu am venit de 3 săptămâni, eu am găsit tot ok, ce să zic, nu știu, probleme de dinainte nu cunosc. Se vorbea chiar de posibilă desfințare a echipei, nu ți-e teamă? Nu știu, nu sunt problemele mele, e problema conducerii orașului până la urmă, a primăriei, a Consiliului Local. Sunt probleme care mă depășesc pe mine. Eu am venit doar să joc fotbal, să încerc să ajut, sper să și reușesc. Urmează un meci cu Vasluiul, echipa de, alături de care te-ai pregătit în această perioadă, înainte să ajungi la Gloria Bistrița. De fapt, ai făcut-o foarte bine, ai apărat într-un meci foarte bine, nu ai rămas acolo. E un meci special din acest punct de vedere? Vrei să-i bați neapărat? Deloc, absolut deloc. Pentru mine fiecare meci e special, indiferent împotriva cui joc. Dar, într-adevăr, vom întâlni o echipă formată din jucători extrem de valoroși. Extrem. Și linia de fund, mijloc, atac. Wesley, într-adevăr, e o pierdere pentru ei, dar nu se simte la ce jucători au acolo. A venit Mario, sunt foarte, foarte puternici. Eu sunt Mărtean genial din punct de vedere tehnic, fundaș bun. Asta e, vom vedea. Eu sper să v-am spus, mă repet, să rămânem pozitivi și să încercăm să scoatem maxim. Aveți puterea să vă salvați, să rămâneți în Liga 1? Cred că da. Încă o întrebare, vorbeai de ratările foarte mari. Ce părere despre ratarea lui Ionuț Bădescu, care a driblat practic și poarta? Ce să zic, am fost eu bun? Am fost eu bun și l-am scos în unghi. Nu, se ratează, în fotbal se ratează. Mersi și eu. Mulțumesc mult și baftă multe, o seară bună îți doresc. Horea, legătura la voi în studio, revin în scurt timp și cu